Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Scorpion. Haideți să vedem. Zodia Scorpion, veți primi o veste cât de repede, o veste în care vă va trezi la realitate, să spunem așa. O veste în care veți avea parte de o renaștere, de o schimbare pozitivă. E nevoie să puneți în balanță trecutul, prezentul, pentru a merge mai departe și să lăsați judecata în ce privește persoana dumneavoastră sau alte persoane. Cineva din trecutul dumneavoastră e posibil să se întoarcă în viața dumneavoastră, un copil sau o persoană dragă. Văd că veți primi veste de că se va întoarce acel copil, da? Văd că se va face justiție, se va face ordine și echilibru în viața dumneavoastră. Veți termina cu trecutul și veți avea parte de echilibru. Justiția va avea un rol important în viața dumneavoastră. E ca și cum veți, ce ați dat, asta veți primi. Religia, spiritualitatea va avea un rol în viața dumneavoastră astăzi. Justiția divină, dacă cineva v-a făcut o nedreptate, astăzi se va face justiție, să știți. Văd contracte, văd o căsătorie corectă, o persoană stabilă, o persoană de încredere care e alături de dumneavoastră. Dacă aveți vreun dubiu sau îndoială în ce privește o persoană, persoana iubită, această persoană este o persoană stabilă, o persoană onestă, o persoană corectă, da? Dacă mă întrebați sau vă gândiți la un contract de muncă, veți avea acel contract de muncă, dar văd că munca va avea un rol important în viața noastră astăzi. Haideți să vedem și văd o renaștere, e ca și cum schimbarea, viața noastră va fi în o schimbare profundă. E ca și cum veți fi o nouă persoană din această zi. Divinitatea vă cheamă, vă veți trezi, veți vedea lucrurile mai clar, să știți. Veți avea parte de succes, de reușită, de avantaje. Voi, e posibil ca dumneavoastră să fiți născută într-o zi de 8 sau veți intra în contact cu Zodia Balanță. Sau o persoană într-o zi de 8 să aibă un rol important în viața dumneavoastră. Sau Zodia Balanță. Un mesaj pentru Zodia Scorpion. Wow, Chantal! O nouă istorie, o nouă poveste de iubire e la ușa ta cu o persoană nouă. Sau se va trezi acea pasiune în relația actuală, să fii deschis, să dai și să primești iubire. Deci veți ajunge la acel echilibru. Familia dumneavoastră va avea un rol important, veți avea parte de succes în ce privește familia, victorie, veți avea armonie, echilibru, se va face justiție în viața dumneavoastră, să fiți deschis, să primiți și să dați iubire. Foarte frumos! Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o zi cât mai plăcută, mă îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!